Asculți întâlniri cu oameni frumoși La Radio Terra Nova Pași spre cunoaștere Bună ziua! Sunt Iuliana Mușătescu Bine ați venit la o nouă ediție A emisiunii Întâlniri cu oameni frumoși În cadrul acestei emisiuni Îmi doresc să invit persoane Care prin activitatea lor Socială sau profesională Aduc o lumină în viața semenilor Locul unde ei au ajuns a devenit unul mai frumos, mai curat, mai bun, iar oamenii care au intrat în contact direct sau indirect cu ei au simțit o îmbunătățire a propriei vieți. Oameni care au sfințit sau sfințesc locul în care sunt. Invitata mea din această emisiune este Ioana Burchel. Bună ziua, Ioana, și îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Bun găsit și mulțumesc foarte mult și mă simt onorată pentru mai inclus în această tagmă a oamenilor frumoși. Da. Vreau să începem cu o întrebare pe care o adresez în general celor care vin la această emisiune. Cine ești tu, Ioana? Cum ar spune Marele Creangă, ea, un boț de lut și eu. Un om curios, un, un om a care e meserie de vreo 23 de ani, este avocatura. Avocatura pe cu practică în dreptul civil, dreptul muncii și dreptul comercial. Un pictor amator de vreo patru ani, aș spune, și cum spune mie o prietenă bună, din toate câte puțin, o mirodenie, așa îmi spunea, o mirodenie. Așa m-aș defini și eu până la urmă. Cum a apărut pasiunea ta pentru pictură? pasiune, aș putea să spun că pasiunea numai în ultimii ani s-ar numi pasiune la mine. S-a instalat ușor, s-a așezat ușor, cred că din copilărie, aș putea spune. Și venind la tine la emisiune, îmi aminteam de o... întâmplările mele din copilărie când seara să ies puțin din cotidianul care poate nu îmi plăcea atunci, închideam ochii și prin fața ochilor îmi îmi treceau um, cuvoare de flori colorate. Chiar vedeam cu ochii închiși aceste uh, flori minunate, roșii, verzi, galbene, orange și mă bucuram și încercam să schimb cu mintea mea cuvoarele care îmi treceau. Probabil că uh, atunci a început. Mai târziu, uh, în perioada liceului, cumva uh, obsesiv întâlneam un tablou nu i-am dat importanță. E un tablou vechi, o imagine, un tablou al unui pictor, Ian Bruegel cel Bătrân, se cheamă Vascu Flori, tablou se află la Meneare, la Muzeul Național de Artă. Este un vas care conține un imens buchet de flori. Au constatat specialiștii care vreo 40 de specii de plante și vreo 20 de specii de insecte. De ce spun că mă urmărea imaginea, l-am cumpărat, a trebuit să cumpărăm unde locuiam acolo la Cămin, acest tablou, mai târziu mutându-l în București. La fel în locuințele în care eram, apărea acest tablou, nu l-am luat foarte mult în seamă. Mai târziu, aproape că l-am observat în viața mea că era permanent însă eu să pictez abia prin 2011 când în, în căutările mele, în, în întrebările pe care mi le puneam mereu, cine sunt de unde vin, cine suntem noi, unde mergem simțeam că trebuie să fac mai mult să dau mai mult să, mă, să, 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 să exprim ceva mai mult ceva ăla pe care cred că toată lumea are și, și nu reușește și poate că îl caută mereu să se facă mai bine înțeles, mai bine cunoscut de ceilalți. Și atunci întâmplarea a făcut de am uh, întâlnit o o prietenă uh, Anda care terminase arte plastice, o, o fată destoinică și ea mea, primele mele lecții a fost cu Anda Ionescu și care m-a pus efectiv în fața unui Uh, coșuleți de flori și a zis, uite, desenează, pictează. A fost foarte important pentru că nu mi-a spus nicio regulă. Eu am rămas foarte mirată, nu îmi spui nimic, ce să fac? Cum simți tu? Și atunci eu cu mintea mea de inginer, căci prima meserie de inginer, uh, am încercat cât de, cât să fie mai tehnic, să arate bine. Și la sfârșit și eu m-am mirat că reușisem ceva ce nu credeam că va fi. Uh, mi-a plăcut metoda, mi-a dat curaj. Mi-a dat curaj să, de atunci, să privesc altfel pe cei care pictau picturile, să privesc altfel natura, și mai târziu, prin 2017, mi-am făcut curaj și am mers la Școala de Artă București, unde am luat patru ani de zile cursuri de pictură, astfel că acum pot să spun că sunt un pictor cu uh, diplomă. De pictură amator, categoric. Și cum se împacă cele două domenii, avocatura și uh, cum, arta? Se, cum se împacă? Se împacă foarte bine, pentru că <coughs> ambele domenii sunt o provocare pentru mine. În, dacă avocatura înseamnă acțiune, acțiune multă, uh, pictura înseamnă relaxare, înseamnă bucurie. Bucurie înseamnă și avocatura, dar uh, un pic o bucurie mai mai efervescentă <laughs> și pot să spun că se completează ambele au rolul de, de, de a mă elibera într-un fel sau altul una de stresul cotidian cealaltă de, de probleme căci avocatul cam asta face la o problemă caută soluție deci o minte activă spre un pozitiv că vrei soluție deci este practic pictura ca o formă de terapie Pictura este și o formă de terapie pentru toată lumea, cred, mai ales pentru cei care o fac la nivelul acesta de hobby. Ce te inspiră? Mă inspiră cel mai mult natura. Poate că acolo îmi găsesc liniștea, poate conexiunea cu natura mă scoate din, din tot cotidianul probabil că face iarăși legătura cu ce făceam în exercițiul meu din copilărie. Nu știu, însă natura o consider perfecțiunea, creația lui Dumnezeu e perfecțiune și atunci o am mereu ca inspirație. Asta și pictez, numai natură. Cunosc foarte multe persoane, printre care mă număr și eu, care au avut câte o experiență în copilărie, la școală, Uh, încercând să deseneze uh, un peisaj sau știu un portret, uh, li s-a întâmplat să primească un, uh, o apreciere, cam, uh, cum să zic, uh, un uh, feedback negativ din, din partea profesorilor și au fost foarte descurajați să mai picteze vreodată, considerând că nu au talent. Ce le spune celor care au trecut printr-o astfel de experiență? E adevărat, contează mult, cuvintele clădesc, după câte, câte știm noi, însă întotdeauna interiorul tău, sinele tău, îți spune, îți spune adevărul și trebuie să te conectezi cu tine, în primul rând, pentru că nu suntem aceiași în fiecare zi și nu auzim aceleași voci în fiecare zi și poate că altă dată auzim un demn și poate că acelea sunt iarăși niște provocări. Să vadă cât de mult vrei să mergi pe calea ta, pe care tu ți-ai ales-o. Curaj! Asta le-aș spune. Curaj! Ioana, pentru că mi-ai ridicat mingea la fileu, vreau să te întreb ce te face fericită. Fericirea. Fericirea, zic că e o stare de, de bine. E o artă de a trăi frumos. Așadar, e clișeu ce spun. Lucrurile mărunte mă fac fericită, da. Lumina zilei, soarele mă fac fericită florile, copiii, zâmbetul unui om, privirea unui om, lucruri absolut mărunt. Chiar și un pahar cu vin mă face fericită, de ce nu? Trebuie să le gustăm, cum spunea și părintele Teofil Păreanu, nu? Dacă n-ar fi fost bune, nu le-ar fi dat Dumnezeu. Nu, da. nu ni le-ar fi îngăduit. Toate ne aduc puțină fericire. Dar cred că asta spune și, cum spunea maestru Vasile Andru, este dreapta viețuire fericirea. Deci, până la urmă, dreapta viețuire. Nimic extraordinar. Dacă ai putea să, să ții viața de la capăt, ce nu mai schimba? Ce ai păstra și ce ai schimba? Ce aș schimba? Aș fi mai curajoasă în multe. Aș experimenta mai mult. Am fost de multe ori reținută. Chiar și întâlnirea cu tine, am spus eu o provocare, o accept. Poate asta aș schimba. Poate aș fi mai... mai înțelegătoare cu, cu cu mine în primul rând m a iubi mai mult căci am aflat târziu că primul om pe care trebuie să-l iubești ești tu ca să poți să-l dăruiești alți, trebuie să te iubești pe tine dar m-a aflat târziu asta și eu credeam că a iubi pe ceilalți e sub, suprema uh, uh, sub, lucrul suprem pe care poți să-l faci asta și schimba <laughs> și ce ai păstra? Aș păstra tenacitatea, bucuria vieții pe care mi-o găsesc mereu și, și perseverența pe care am văzut că o am. Am descoperit-o la fel, întrebând pe unul și ce altul ce văd la mine, asta aș păstra-o. Perseverența în a face un lucru pe care ți-l dorești, pe care crezi tu că merită să-l faci. Care este cel mai mare vis al tău? Vis mm, al meu... Să călătoresc, drumețiile îmi plac foarte mult și tare mult mi-aș dori să pot pleca așa uh, să, o lună, două, nu să stau într-o drumeție. Da, poate că ar fi unul din uh, cel mai mare vis al meu, pe care încep să-l experimentez cu Via Transilvanica. L-am experimentat uh, anul trecut uh, vreo cinci zile și, și cum nu m-a fost minunat. Minunat pentru că te întâlnești, cum spunea iarăși maestru, te întâlnești cu tine. Și e un exercițiu spiritual până la urmă, pentru că să, să, să poți să stai și să uh, mergi 10 ore în natură, aproape să nu întâlnești oameni decât cu echipierii tăi, că mă rog, nu pleci chiar singur, dar unde nu-i mai observi, observi mai natura, e minunat. Și atunci nu mai pui întrebări, pur și simplu îți vin răspunsuri la întrebările pe care ți le-ai pus cândva. Deci e practic o călătorie inițiatică. Mereu. Și m-a bucurat că e așa, astfel că mi-am propus pentru anul acesta măcar două bucățele, căci încă n-a venit timpul probabil să pot să fac așa o lună cum îmi doresc eu. Ți-a trecut vreminte să renunți? La acest vis nu. Nu. <laughs> și l-am de mult și mă asemuiam eu cândva cu bada Cârțan. Adică mă vedea mergând pe voi, pe poteci. Unde te vezi peste 5 ani? Peste 5 ani. Nu departe de unde sunt acum. Pe o potecă. Pe o potecă cu prieteni. Poate cu vreun nepot. Mi-ar și dori cu nepoțică să-i pot arăta plantele pe care zic că le cunosc, să-i povestesc despre cum îi povesteam lui Petru când era mic, să-i povestesc că arborii vorbesc și să-l să pun, să, să asculte arborii. <laughs> și cred că ar fi minunată, mi-ar plăcea asta. Pentru că știu că ești un om care a călătorit foarte mult. Ne poți împărtăși și o amintire, care, o experiență care te-a marcat într-un fel, care a fost deosebită de celelalte pe care o porți în suflet la, la loc de cinste Călătoria pe care e unică în primul rând și în viața mea nu, nu o mai pot repeta, este călătoria în Himalaya din 2008 a fost minunată a fost într-adevăr, aș, aș putea spune inițiatică în... a fost o îmbinare ace a două lumi veneam, veneam încărcată de, de, de creștinism și acolo am găsit altceva și a fost minunat pe drum să pot spune mantre și rugăciuni și să văd Everest a fost minunat experiența am scris-o într-o carte, jurnal cai de vacanță în Himalaya, călătorie spre Everest și Sper să inspire, poate, vreun nepoț, strănepot stră, nepot, sau și, de ce nu, un necunoscut, vreodată să facă această călătorie care e minunată. Și legat de această experiență, ne poți împărtăși un gând sau poate un mesaj cu care te-ai întors? Lumea e frumoasă și viața și scopul vieții e viața. Atât. Simt să te întreb. Ioana, ce vârstă are Sufletul tău? Oh, eu aș vrea să aibă vreo 25-30, dar nu știu, unor îl, îl simt mai bătrân, mai tânăr. Eu cred că nu are numai o singură vârstă. Pentru că ai vorbit atât de frumos de, despre culori. Cum simți culorile? Cum simți să folosești o anumită culoare? Sigur că natura te inspiră, dar uh, e și ceva care vine din Sufletul tău. Cum simți într-un tablou să aduci mai mult albastru sau mai mult galben? sau uh, Ce din tine activează momentul în care tu pictezi? Uh, încep tehnic, pentru că am încă mintea de inginer. Încep, încep tehnic și uh, continui, continui, la un dat nu mai îmi place. Și, și, și dau la o parte fotografie după care pictez, pentru că așa pictez. Fac o fotografie și din zeci de fotografii din natură, aleg una și încep să uh, pictez. Și uite de fotografie și încerc să redau. Și pur și simplu îmi plac culorile, încerc să găsesc o armonia lor. Nici nu aș putea să-ți spun, pentru că nu este o, atunci chiar nu este un act uh, 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 să folosesc mult rațiunea sau vreo tehnică. Pentru că oricum nu le stăpânesc, tehnicile nu le stăpânesc, că nu am de, unde, -am de unde, sunt un pictor amator. Și Pur și simplu îmi spune interiorul meu ce să folosesc atunci și încerc, prin încercare și curaj, atunci trebuie să am curaj. Și la sfârșit zi, gata, nu mai pot. simt că m-am eliberat, că am dat până la, până la momentul acela tot ce puteam. Nu este știu că nu e finalul, îl găsesc mai târziu. Dar trebuie atunci atât pot. A, a, am, am comunicat ce era de comunicat, că până la urmă asta e, și asta este. Prin. prin Lucrurile mele încerc să comunic cu ceilalți. Dacă nu pot prin cuvinte, încerc să o fac așa. În ce fel se exprimă în arta pe care tu ai ales să, să o dăruiești sufletului tău, în ce fel se exprimă relația ta cu Dumnezeu? Când pictezi, taci, nu prea vorbești. Și atunci, poate că îți șoptește ceva Dumnezeu. Poate, aștepți, căci mâinile lucrează, cum ți-am spus, te apropii de un final și te aliniezi cumva. Ești copilul Dumnezeu, nu te simți acolo bucățică și poate că îți spune ceva. Poate că asta șoptește, mai pune puțin galben, mai pune puțină lumină în, în pictura ta. Pentru că picturile mele aș, Așa cred și prietenii, așa mi-au spus cei care le-au văzut: că sunt foarte luminoase și vii și, și îndrăzneți, așa, în, în exprimă bucurie. Pentru că numai asta vreau eu. Uite, accept că e și partea urâtă a vieții, dar nu vreau eu să, să o exprim. Sunt alții care au, pot să-și arate frământările în felul ăsta. Eu vreau să arăt numai partea asta de lumină și de bucurie. Dacă ai avea în fața ta un, un copil, sau dacă ai avea în fața ta pe Ioana la șapte ani, să zicem, ce îi spune? Ce îi ar spune Ioana de acum, Ioanei de la șapte ani? Ea spune continuă să visezi. Aș îmbrățișa și ea spune continuă să visezi, că ești pe drumul cel bun. Asta aș spune. Și ai încuraja-o să, să picteze florile pe, care, pe le vede. care, le, visează și pe care le vede cu ochii minții. Da, da, da. da. Căci uh, la școală, în primia și mereu. Desenam destul de uh, tipare Nu îndrăzneam să fac ce simt. Pur și simplu eram în niște tipare. Da, asta aș spune. Ai curaj. Ce prețuiești cel mai mult la oameni? Bunătatea. Bunătatea, onestitatea, uh, Cei care reușesc să, să, cum spunea, cum iarăși spunea maestru, să dăruiască celorlalți mereu un chip luminos și frumos. Omenia, până la urmă. Să fiu om, uman. Să nu uităm asta, să fim umani. Chiar vreau să te mai întreb. Um... Ne poți și cum arată o zi din viața unui avocat pictor? Oh, avocat pictor, da, bine spui, pentru că în zilele în care lucrez, ce am eu pentru avocatură, nu pictez. Atunci sunt focusată și nu pot să lucrez decât în anumite condiții, în sensul că trebuie să fiu îmbrăcată, să-mi iau poziția de avocat, să fiu în haine de avocat ai nevoie de asta. Cu spunea tai că să ai stofă de avocat atunci. În zilele în care pictez, asta fac. Îmbrac o altă haină și îmi permit să fiu o altă bucățică din mine, pentru că, până la urmă, nici noi nu știm cine suntem și ne descoperim în fiecare zi. Și probabil că în fiecare zi nu suntem aceiași și sigur nu suntem aceiași. Este avocatora o artă? Este și, și e mai grea decât pictura. E mult mai grea de pic, decât pictura. Ce anume face avocatura să poată fi o artă? Lucrez cu oameni. Lucrez cu așteptări. Lucrez cu probleme. Și fără să vrei empatizez cu problemele lor. Și. Deși maestrul meu spunea. Avocatura se practică pe capul clienților, ca și frizăria Eu nu sunt de acord cu asta. Adică, el o spunea, dar nu o făcea așa. Empatizezi mult și atunci, cumva, cazul clientului devine și cazul tău. Și clientul e foarte important pentru tine. Căci, fără de client tu, ca avocat, nu-ți găsești lucru, nu? Asta e lucru avocatului. Și de asta e foarte greu, Lucrez cu, cu colegi, lucrez cu colegi judecători, că tot, tot colegi putem să-i numim, să fim juriști, ceea ce nu e simplu, Lucrez cu profesioniști, nu te mai joci ca în pictură, <laughs> în pictură te poți juca și trebuie să le îmbim pe toate și nici să nu rănești pe ceilalți pentru că o poți face, nici să nu te lași rănit, că și asta se poate face. Mă gândesc că, pe de altă parte, în ce fel știu eu dacă cei care au o meserie, cum e cea de avocat sau cum sunt medicii, s-ar apleca și înspre o zonă artistică. Crezi că profesia lor de bază ar putea să, deja răspunsul știm, ar putea să le îmbunătățească relația cu oamenii cu care intră în contact, adică arta i-ar ajuta să fie uh, mai uman decât sunt, mai atenți la ceilalți. Da, îi ajută, e adevărat răspunsul, știi, îl bănuim, îl bănuim. dar îi ajută și sunt foarte mulți și avocați și doctori care practică uh, într-un fel o altă meserie, <laughs> că hobby poate fi când ajunge pasiunea de... putem considera chiar că e o meserie. Și am colegi avocați care fac asta, am participat doi ani la rând la o expoziție de pictură, eu cu avocați, Avocat Art se cheamă, inspirate persoanele care tot avocații au organizat și am fost și noi mirați să descoperim câți colegi se ocupă și cu altceva decât avocatură, pictură... Eu știu, scriu cărți, poezie și, și altceva, dar sunt foarte mulți. Asta nu înseamnă că nu poți să-ți faci meseria bine, ba dar te ajută și, într-adevăr, devii mai empatic cu celălalt. Cu siguranță, arta exprimată și uh, în acest mod poate să aducă mai multă frumusețe în lume. Ioana, pentru că ne apropiem de finalul acestei emisiuni, um, vreau să te rog să le transmiți oamenilor care te ascultă un mesaj din suflet. Ce aș spune eu? Aș spune așa, fiți îngăduitori nu cu ceilalți, căci soarele dimineața răsare pentru toți la fel. Îți mulțumesc, Ioana, pentru aceste cuvinte. Îți mulțumesc că ai acceptat să vii la această emisiune. Cu mare drag. Sunt Iuliana Mășetescu și vă mulțumesc că ați fost alături de noi și la această ediție a emisiunii Întâlniri cu Oameni Frumoși.